la mama, o scurtă escală spre destinație care se vedeți în video și am zis că aici o să am un pic să vă prezint conceptul, ceea ce urmează să facem. Eu de obicei când călătoresc undeva, îmi place să merg și la un meci de fotbal. Asta mi se pare că multă lume ar putea incorpora în concedii, în vacanțe. Mi se pare o idee bună cumva să îmbin și pasiunea asta a fotbalului cu turismul. Deci, da, să vedem ce se face. Acum pot să vă povestesc de ce suntem aici. În spate vedeți Lisabona, râul Tagus. Și acolo e San Francisco, fotoful San Francisco mamii lui. Suntem aici pentru un meci, pentru Sporting Club de Portugal cu Braga. De-a lungul istoriei s-au întâlnit de 43 de ori, în care Sporting a câștigat 26, Braga 13, iar doar 4 rezultate au fost de egalitate. Ambele au puțină și istorie europeană. Sporting a fost prima echipă din Portugalia care a câștigat un titlu european. În 1964 au câștigat Cupa Cupelor. Iar Braga, deși nu a câștigat niciun trofeu major, a câștigat odată Cupa Intertoto în 2008 și a fost finalistă de Europa League în 2011, când a fost învinsă în finală cu 0-1 de către FC Porto. În momentul acesta, în clasament, Sporting se află pe locul 4 doar, iar Braga este pe 2, deci sperăm să fie un meci interesant. Ne vedem la stadion. Ne aflăm aici, lângă Stadionul José Alvalade, numit după unul după principalul fondator al Sporting Club de Portugal. Aveți grijă că nu le place să zice Sporting Lisabona, ci Sporting Club de Portugal, pentru că cumva consideră că Benfica este echipa Lisabonei, iar Sporting este echipa Portugaliei întregi. Da, clubul a fost fondat, cum am spus, de acest José Alvalade în 1906, iar după 50 de ani, în 1956, a fost construit stadionul pe care îl vedeți în spate. Are și un Lidl și un Burger King. Nu mai este stadionul original. În 2004, cu ocazia Campionatului European de Fotbal, majoritatea stadionelor mari din Portugalia au fost renovate. Și atunci la Euro 2004 și ce vedeți în spate a fost în mare parte construit. S-a păstrat o bucată din vechiul stadion. Alt lucru interesant despre stadionul ăsta e faptul că pe acest stadion Manchester United a suferit cea mai mare înfrângere din cupele europene din istoria ei. A pierdut 5-0 aici în 1964 în semifinala Cupei Cupelor. Sporting s-a calificat mai departe în finală, unde a și învins pe MTK Budapest, câștigând Cupa Cupelor Europene. Mai departe să vă povestesc un pic despre, să zicem, istoria recentă sau despre situația actuală a echipei. Sporting face parte din, cum le spune, trei grande și cele trei mari echipe ale Portugaliei, împreună cu Porto și Benfica. Actualmente l-au pe antrenor pe Ruben Amorim, care este un fost jucător de la rivala Benfica și care a fost cumpărat de la Braga cu 10 milioane. În momentul în care a fost cumpărat, era al treilea cel mai scump transfer de antrenor din istorie. Acest club ne-a dat jucători până acum precum Cristiano Ronaldo, cel mai cunoscut, Figo, Carejma, Bruno Fernandes. Deci are și o pepinieră destul de bună în care produce jucători. Anterior lui Ruben Amorim, titlul nu a mai fost câștigat practic de 19 ani, deci după 19 ani Amorim a adus titlul. Iar ultimul titlu dinainte a fost adus chiar de Ladislau Bölöni. Deci avem o legătură și cu România aici. În 2001-2002 a câștigat Bölöni campionatul cu Sporting și l-a avut jucător pe Marius Nicolae, care se transferase de la Dinamo. A avut un debut foarte bun, cu multe goluri, dar s-a accidentat destul de nasol la genunchi și a pierdut a doua jumătate a sezonului, deci n-a mai putut și să înscrie atât de multe goluri. Ne aflăm acum la stadionul rivalei, stadionul Daluj, stadionul Luminii, este stadionul rivalei Benfica. În spatele meu îl aveți pe Eusebio, legenda fotbalului portughez, Dar ne aflăm aici cu un scop și multă lume nu știe despre prietenul nostru Eusebio de aici. Este faptul că el a jucat inițial la o subsidiară a lui Sporting din Mozambic și trebuia să vină să joace pentru Sporting. Însă acesta a fost deturnat de către Benfica, a ajuns să joace la Benfica, unde a ajuns și legenda clubului, a câștigat 2 titluri europene cu ei. Na, cine știe cum ar fi fost istoria dacă ar fi ajuns la Sporting și n-ar fi ajuns la Benfica. Am ajuns și acum și pe stadion, se aude crainicul peste mine, să nu puteți să mă acopere. Ieri a fost vândut Pedro Porro către Tottenham și a fost adus Bayern ca și locuitor de la Barcelona. Pot să vă spun acum și câte campionate a câștigat Sporting, am păstrat acum până pe stadion momentul, cred că dacă se vede foarte bine, 23 de titluri de campion are Sporting. Așadar, așteptăm să se umple încet stadionul. Și după ce se umple, să înceapă și meciul. Ne vedem! Între timp au venit și suporterii lui Braga, îi vedeți acolo. Așa. Și s-au anunțat și titularii, se joacă 3-4-3, o să fie titularii, o să lisească Trincao, nu o să fie titular, dar o să joace Marcus Edwards, Pedro Gonçalves, pe care îl știm de la Euro, o să joace și Nuno Santos, de exemplu, Seba Coates, deci să vedem, se mai umple și stadionul, ce se întâmplă. Avem pauză acum pe José Alvalade. Scorul la pauză este 1-0 pentru Sporting. Gol înscris de Morita și de Hidemasa Morita. Japonezul, foarte bun. Sporting a cam dominat prima repriză. Deci sperăm să fie la fel și în a doua repriză. Ne vedem! Final pe José Alvalade, 5-0 pentru Sporting. Deci am prins un meci cu multe goluri, le-am purtat noroc că am fost talismanul lui Sporting astăzi. Repriza a doua a debutat rapid cu gol în minutul 2 al reprizei, deja Hidemasa Morita a înscris dubla. Apoi Niakate de la Braga a primit un cartonaș roșu, el este împrumutat de la Guingamp. După care Sporting s-a dezlănțuit, a înscris Marcus Edwards, jucător venit din pepiniera celor de la Tottenham, pentru care și acum când a fost transferat Pedro Porro la Tottenham, pe lângă suma de transfer, Tottenham a renunțat și la 15% din viitoarea vânzare a lui Edwards, a fost parte a deal-ului. Apoi a înscris brazilianul Mateus Reis, iar 5-0 cunoscutul nostru de la Euro, Pedro Gonçalves a scris din penalti spre finalul reprizei, deci pe ansamblu un meci cu multe goluri, frumos. Vă recomand să mergeți și voi la meciuri când călătoriți pe undeva și să mai veniți cu mine când mai vin la meciuri. O să mai vă prezint echipe, o să vă mai arăt stadioane. No. Dați ce vă știți voi din alea, like, subscribe, nu știu, nu-mi place mie cu din astea, dar au zis ăștia că trebuie. Da. V-am lăsat, vă pup, noapte bună, aici e 11 noaptea, în România e ora 1, pe fusul meu orar, așa că da, noapte bună de pe José Alvalade.